Am revenit, vorbeam, doamna doctor, despre energia aceasta tipic plutoniană, energia de casă 8, pentru toți cei care se știu cu multe planete în semnul Scorpionului sau în casa 8, este o energie a ofrandelor, este o energie în care dăruim, există aici un exces pe undeva de uh, zel, putem vorbi pentru nativi Scorpion, deși cotată drept o zodie dură și pe undeva și este, sigur că da, uh, putem vorbi totuși despre un nivel destul de ridicat prin care nativi care au persoane care se știu cu multe planete pe zodia aceasta sunt foarte generoase și de multe ori renunță la sine pentru a-i ajuta pe ceilalți și totuși perioada vorbește și aici despre o condensare a energiei, despre faptul că trebuie să vedem cum să optimizăm această energie, adică Asta este valabil pentru toate zodiile. Modul în care gestionăm energia trebuie să fie foarte echilibrat, să știi cât să dăruiești, cui să dăruiești și cam cum să jonglezi cu ceea ce ți s-a oferit, tot ceea ce ține de spațiul tău divin, să ne imaginăm spațiul divin ca fiind un cerc, un cerc care sigur că da, reprezintă perfecțiunea, să vedem cum gestionăm tot ceea ce trece prin acest cerc, apropo de energie. Uh, și asta au de făcut nativi scorpion, după mine este una dintre cele mai dificile sarcini pe care le au ei de... Le au, uh, dintre toate zodiile, zodia scorpionului pe undeva este cea mai încercată, pentru că este foarte greu, tu ca zodie, care ai un anumit grad de generozitate, care ești învățat să dăruiești, să oferi, să te pui în slujba celorlalți, nu așa cum se pun fecioarele în ideea de sacrificiu, ci pur și simplu în ideea de a ajuta să te vezi silit ca de fiecare dată când îți vine să ajuți pe cineva să te gândești, dar oare persoana merită acest lucru sau oare persoana nu abuzează de energia mea și ajută așa într-un fel, în, într-un vid. Deci această perioadă vine pentru nativi Scorpion cu un deficit major pe tot ceea ce ține de spațiu personal. Vom vedea foarte mulți nativi Scorpion care efectiv se coc la minte, cum spun eu, și își dau seama că de multe ori au fost într-o eroare, adică de multe ori au ajutat sau s-au pus în slujba unor persoane care nu au meritat ajutorul lor, de multe ori au exagerat oferind ajutor acolo unde nu era cazul. Este toată această perioadă vorbește despre o regenerare totală, despre alchimie despre uh, faptul că trebuie să prețuiască puțin mai mult ceea ce ei construiesc. De exemplu, dacă avem un nativ scorpion care a obținut cu greu o anumită stabilitate materială, acum nu trebuie chiar să ajute toate persoanele din jur care uh, și-au bătut poate joc de uh, potențialul lor și acum sunt în deficit. Uh, pentru că uh, scorpionii au avut niște experiențe destul de dure în ultimul timp din punct de vedere al uh, rulajului acesta energetic nefiresc. Poate au pierdut șansă, poate au pierdut din noroc pentru că au ajutat fără discernământ. Um, pot spune că am încredere în scorpioni. Cunosc mai multe persoane și în general ei știu să scaneze bine persoanele din fața lor. Așa că și dacă s-au mai păcălit pe ei pe acolo, cred că pot să discernă cine le e cu adevărat prieten sau, mă rog, au are o energie benefică și cine nu. Și atunci, cumva, cred că își vor da seama în cine merită să investească potențial energetic, nu știu, sentimental, psihic sau la job, să-și drămuiască energia, pentru că, da, într-adevăr, dacă noi consumăm energia unde nu trebuie, la un moment dat, când poate avem nevoie în altă parte, suntem într-o gaură energetică. Deci trebuie să fim atenți, dar cum spuneam, e bine să, să să gândim puțin înainte, nu să ne lăsăm duși de primul impuls. Pentru că și în momentul în care ne dăm peste cap să rezolvăm o activitate, consumăm dintr-un întreg, adică nu e ceva care se tot regenerează. Practic, poți să ai inclusiv daune fizice când lucrezi foarte mult, să zicem, în domeniul medical. Acum mi-a venit ideea. O să faci gări după gări, să nu dormi, să tot ai senzația că trebuie să-ți ajuți. Eu știu ce colegi care nu pot în perioada respectivă și de fapt nu-ți dai seama că pe tine te obosește foarte tare și după o perioadă de o lună, două, simți urmările a ceea ce ai făcut acum. Foarte, foarte important este să înțeleagă Nativil Scorpion și care pot fi pierderile, și chiar consecințele acestei gestionări destul de curajoase, să spunem așa, energiei. Există un anumit tipar în ceea ce privește tipul de greșeli pe care fiecare. Tipologie îl face. Ajutați pe undeva de structura saturniană neptuniană acum pe semnul peștilor. Ei au și o șansă extraordinară de a construi, de a nu se abate de la drumul lor în anumite domenii. Vom vedea foarte mulți nativi cu tipar de scorpion care se fac remarcați în domeniile în care cu adevărat au construit. Oricum, acum este o perioadă în care toți cei care au construit masiv într-un domeniu sau într-o carieră, reușesc să uh, se descurce extraordinar de bine. Uh, și pentru nativi scorpion uh, vin foarte multe cadouri din astral pentru că la un moment dat pur și simplu și-au făcut datoria față de astral, adică au învățat, au studiat, au performat, uh, și-au uh, calibrat profesiile la momentul potrivit. Singura zonă care poate să-i uh, destabilizeze, sigur, vorbind acum în general. Este un anumit factor de risc, o anumită fluctuație care poate să-i deranjeze. Nativii Scorpion sunt curajoși, dar um, se iau foarte mult în serios atunci când vine vorba despre o permutare, despre o schimbare, despre o transformare, despre ceva care îi scoate din ritm și ei se pot uh, enerva puțin. Există și o pe care o dă Uranus ca și planeta sistemului nervos aflat în semn opus și conjunct cu algol, deci pe undeva sunt puțin cam puțin mai sureșitați, puțin mai agitați decât de obicei. De aceea este foarte bine ca nativii scorpion să țină foarte uh, mult de orice structură legată de planul sentimental. Deci veți vedea că în această perioadă extraordinar de mult puteți să faceți față oricărui tip de stres ca nativ scorpion sau persoană cu multe planete în scorpion sau în casa scorpionului dacă persoana pe care o iubiți sau partenerul de cuplu este alături de dumneavoastră sau vă simte sufletul, pentru că acolo este forța acum. Avem uh, acest Saturn și Neptun pe casa uh, iubirii care poate să um, te ajute atât de mult încât practic orice supărare avea în orice domeniu, tu să-i faci față doar datorită uh, forței persoanei de lângă tine. Mergem mai departe, acum să vedem pentru nativii săgetători uh, aici uh, și aici avem o matrice foarte interesantă, vorbim despre o zonă puternică, vorbim despre un interes major pe tot ceea ce ține de semnificații profunde. Vom vedea mulți nativi săgetători în această perioadă care, grație lui Venus aici și Uh, nu numai și prin toate aspectele celorlalte planete, își doresc foarte mult să efectueze un fel de pelerinaj spiritual, să spunem așa, adică să se cunoască mai bine, să se înțeleagă mai bine. Uh, nativii săgetători aleg pe undeva să se extragă din foarte multe formule exterioare, poate din medii în care, pe care obișnuiau să le frecventeze, poate din tot felul de colaborări, parteneriate, pentru că ei consideră că acolo ceva nu miroasea bine, cum se spune acolo, ceva nu este ceea ce trebuie. Uh, și chiar cu riscul de a părea tranșanți, sau cu riscul de a părea puțin nedrept, sau cu riscul de a părea, uh, să spunem, uh, duri, uh, se extrag, se extrag aproape uh, abuziv, aș spune, din anumite uh, situații de colaborare, de uh, parteneriat, pentru că ceva li se pare că nu mai funcționează și chiar așa și este. Acum avem un soare pe casa 12, care vorbește despre o persoană sau poate chiar mai multe persoane care poate să devină puțin autoritară peste limită față de nativul săgetător. Trebuie să identificați această persoană pentru că este o persoană care poate să aducă o ruptură de ritm în viața noastră, poate fi din mediul profesional, cel mai probabil, pentru că opoziția cu Uranul se face pe casa serviciului. Deci, pentru nativii săgetători este important să observe și cine vine cu o sugestie de rupere de ritm, adică cine puțin îi destabilizează din acest punct de vedere, adică parcă vă agită cineva sau se rupe ceva în ceea ce privește relaționarea cu această persoană. Repet, este un pic de exces de autoritate, ceea ce săgetătorului oricum nu-i place de la bun început, săgetătorilor nu le place foarte mult să ai această manifestare de abuz de personalitate, pentru că ei în sine sunt persoane care au un grad de înțelegere și de înțelepciune foarte mare și că ei te poți înțelege din acest punct de vedere perfect. Nu trebuie să faci niciun abuz de putere sau să te impui cu forța sau într-un mod mai puțin plăcut. Ca atare, perioada vine cu o provocare pe zona aceasta Abuzului de putere sau unei persoane care încearcă cu tot din adinsul Să vă demonstreze ceva Ne fi nimic de demonstrat, de fapt Pentru că nativul săgetător nu are această dorință Să impună nimănui cu forța absolut nimic uh, Poate exista, doamna doctor, în momentul în care Cineva are în mod constant, la locul de muncă Sau în plan personal Un astfel de abuz de putere Poate exista și aici un consum energetic Care să dăuneze sănătăți? Bineînțeles că poate, pentru că, nu știu dacă tu consider că nu este bine ceea ce ți se întâmplă, în prima zi taci din gură, a doua zi taci și tot te pui și tot te macini pe interior și la un moment dat te afectează. Dacă te lași în continuare afectat, de aici vei ajunge poate chiar la depresie. Sau ți se pare greu să faci ceea ce faci zi de zi, tocmai pentru că simți că ești frustrat, că nu e corect ce ți se întâmplă ție. Și atunci sunt două posibilități. Ori să stai și să te îmbolnăvești, ori să iei decizia înțeleaptă să pleci din zona respectivă care simți că îți face rău. Pentru că n-ai cum să nu simți. Adică sunt multe persoane pe care le-am întâlnit și care îmi spun, am stat, am stat și simțeam că nu mai pot să merg. Atât de obosit eram și nu făcusem nimic. Tocmai pentru că tu descarci anumite substanțe la nivelul creierului și de acolo încep să se descarce în lanț anumiți hormoni și după aceea sunt cu plusuri și cu minusuri în anumite zone și finalul este o boală care se declanșează undeva, la nivelul tiroidei, la nivelul stomacului, pentru că este foarte inervat stomacul și intestinul și toți, toate senzațiile astea neplăcute la un moment dat se descarcă acolo și de aici gastrită de stres sau eu știu de multe ori, um, cum să zic, sunt persoane care sunt foarte emotive și în momentul în care um, descarcă niște emoții puternice, simt durerea de stomac sau o activitate um, intensă a intestinului înainte de un examen sau poate la un interviu. Adică mentalul ne impactează și în alte organe ale, ale corpului. Așa și la job, dacă și acceptă foarte multă presiune, la un moment dat ceva se va deregla. Pentru că energiile se destabilizează. Foarte importantă este și această uh, forță cu care Venus, acum aflat pe ultimele grade în uh, săgetător, uh, vine această energie, această forță venusiană. Chiar dacă Venus este prins într-un care un careunte, aș spune că cel mai dur aspect al zilei este quadratura Venus-Neptun, deci această confuzie la nivel de Plan personal, care și pe nativii săgetători îi poate impacta cu atât mai mult cu cât Venus este în semnul noastră. Deci, mare atenție ce anume vă duce spre zona aceasta de confuzie, ce situație vă poate face să nu mai aveți încredere în cineva sau să uh, nu mai uh, priviți cu atâta detașare sau cu atâta fair play o anumită persoană. Uh, poate fi și doar o părere, pentru că această quadrat, quadratură Venus-Neptun este destul de nefirească pe undeva. Deci poate fi o disimulare sau ceva care pare disimulare, dar nu este. Deci pe undeva nativii săgetători trebuie să urmărească zilele acestea factorul autentic, factorul adevăr, să nu se lase nici înșelați de tot felul de Uh, situații de disimulare sau de persoane care încearcă să-i păcălească dar nici să nu exagereze în a crede că toată lumea vrea să-i uh, păcălească. Deci este un moment foarte important să uh, îți, îți simți pe undeva inima, adică în ce poți să ai încredere, în cine poți să ai încredere și în cine nu. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Capricorn uh, aici uh, există o uh, Provocare, de data aceasta chiar vorbim despre o provocare foarte uh, puternică. Deci, toți cei care se știu cu uh, multe uh, planete în Capricorn sau pe Casa Capricornului, o casă extraordinar de uh, puternică, una din casele care vorbesc despre austeritate și despre uh, putere psihică, uh, chiar în exces, uh, aș spune. Deci, toate aceste uh, persoane cu uh, structură de saturniană, sunt persoane care în această perioadă trebuie să-și înțeleagă potențialul. Este un lucru, aparent pare simplu, dar nu este atât de simplu. Nu este puțin lucru să ai austeritate, o perioadă îndelungată, să, nu știu, să înveți foarte mult sau să faci sport foarte mult, să ajungi la o performanță și după aceea să nu ți se recunoască meritele. Dacă pentru alte zodii problema se pune că într-o zonă în care nu ai depus efort și tu trebuie să începi să depui efort ca să, nu știu, să-ți o diplomă sau să obții o autoritate, autoritate într-un domeniu, aici vorbim, deci toți cei cu tipar de capricorn, aici vorbim despre faptul că ai autoritate, ai depus efort, doar că trebuie să ți se și recunoască meritele. Deci nativii capricorn sau cei cu tipar, spuneam, de capricorn, au acum o problemă cu ideea de a li se recunoaște ceva la care i-au muncit foarte mult. Deci nu este problema că tu nu ai muncit și trebuie să începi să muncești, ci problema este că vrei să ți se recunoască drepturile, meritele și trebuie să știi exact cum să te uh, pui mai mult în valoare pentru că ai o valoare. Deci nu este problema cum să ai o valoare, ci cum să te pui în valoare pentru că deja o ai. Și deși pare un lucru simplu, nu este chiar atât de simplu. Pluto care este din semnul nativilor uh, Capricorn și cu acest marte proaspăt intrat în leu vorbește despre faptul că trebuie să găsească cea mai ușoară cale, cea mai ușoară structură către uh, autoritate, către manifestarea autorității, către recunoașterea forței lor în domeniul în care au muncit cel mai mult. Deci trebuie să știți foarte clar că dacă funcționați la un loc de muncă unde nu neapărat care nu neapărat vă reprezintă, adică, nu știu, poate au făcut două facultăți și sunt undeva unde nu are nicio legătură locul respectiv de muncă cu facultățile terminate, nu este bine. Deci, important este să vă găsiți în acea structură, la acel loc de muncă, care are oarecum legătură cu efortul depus, din punct de vedere intelectual. Sau dacă, nu știu, ați construit foarte mult cu prietenii, ați ajutat, să spunem, ați ajutat 10 persoane în viață, foarte mult. Și acum... Niciuna din acele persoane nu mai face parte din viața noastră, clar nu este în regulă. Pentru că trebuie să vă găsiți în acea structură în care ați muncit cel mai mult. Există risc, doamnă doctor, sau ați întâlnit în rândul pacienților persoane care, pentru că nu și-au gestionat așa cum a trebuit viața, la un moment dat au apărut dezechilibre foarte mari, adică nu știu, au muncit, au făcut trei facultăți și lucrează în cu totul alt domeniu unde, evident, nu sunt apreciați că nu sunt buni pentru că nu s-au dus pe zona unde au muncit. Sau. Au ieșit din relații foarte favorabile cu persoane care țineau cu adevărat și au intrat dintr-un orgoliu sau dintr-o prostie, nu știu, în cu totul alte situații unde era în jurul unor, în care erau în jurul unor persoane total nepotrivite. Da, am întâlnit. Și situații de genul ăsta, dar e. cum să zic, nu știu, dacă așa a fost să fie, să aibă neșansa asta dar e bine să fim atenți atunci când facem o alegere, inclusiv a facultăților pe care le facem, inclusiv a oamenilor pe care îi avem în jurul nostru sau jobul care poate pe moment pare că este ceea ce ni se potrivește și de fapt nu e. Dar ar fi bine să, cum să zic, să nu pierdem vremea mult până ne dăm seama de lucrul ăsta, pentru că oarecum în momentul în care vin și povestesc după câțiva ani, au zis da, mi-am dat seama că nu e, dar am zis că poate totuși merge. Și atunci consume energetic și adică, din energia ta inutil. Și practic golești din ceea ce ar fi trebuit să folosești în altă parte. Și până la urmă, exact cum ziceai, au ajuns după o perioadă de să realizeze că nu este bine ceea ce au făcut. Poate că li s-a părut greu în domeniul în care trebuiau să ajungă de la început și tocmai de asta au dat înapoi pentru a, nu știu cum să zic, au crezut că e mai simplu și și-au furat singur căciula. Deci e bine să, chiar dacă ți se pare greu ceva, să te gândești nu e mai bine să marșez eu acolo încetul cu încetul și să clădesc, să pun energie pozitivă, decât să fug din, ceea ce, din fața provocării și apoi tot acolo să ajung, dar poate mult mai obosit, pentru că m-am dus în altă parte și am consumat energia pe care trebuia să, să o folosesc tot acolo și lăsând la o parte că au trecut ani, dar tu ai trecut prin niște modificări la nivel mental și nu numai și le resimți. Adică după X ani constați că ai un bagaj al sănătății mai scăzut, din vari motive. Și toate pornesc de la resentimente, de la regrete pentru că atunci descarci ceva, în niște acum, neurotransmițători. Practic, acum, ceea ce au de făcut nativii Capricorn ar fi să regândească tot ce ține de Zona profesională, pentru că totul vorbește în această perioadă despre Suflet, despre corespondența aceasta Suflet, spațiul Divin. Orice, oricât de bine ai fi pregătit din punct de vedere profesional și orice profesie ai avea, fie că ești terapeut, fie că ești psiholog, fie că ești. Fie că lucrezi într-un domeniu concret, și dacă vezi două, trei persoane pe zi, nu 100, tot contează foarte mult cum te asociezi sufletește și spiritual cu persoana respectivă, și atunci s-ar putea să existe această surpriză ca persoane care poate nu sunt atât de bine pregătite profesional, dar au o structură sufletească foarte frumoasă și reușesc să se facă plăcute și să acceseze sufletul celor din jur, să aibă mai mult succes decât o persoană cu o pregătire net superioară, dar care este ermetică, este mai rigidă și nu, face bucurie, nu le face celorlalți bucurie. Deci, pentru nativii Capricorn, provocarea nu vine atât dintr-o solicitare, să spunem, din partea Universului pentru a se pregăti mai bine profesional, pentru că majoritatea celor cu structura aceasta austeră saturniană sunt foarte bine pregătiți și chiar au exces pe zona studiilor sau a uh, profilului acesta profesional, ci mai mult provocarea vine uh, din zona aceasta în care ei sunt stimulați de către Univers să se pună mai mult în slujba celor din jur sufletește, să aibă această corespondență suflet-suflet cu cei din jur, indiferent de profesia pe care o au. Deci să analizeze, pentru că Incredibil cât de multe beneficii poți avea dacă ți faci prieteni pe cei din jurul tău și dacă te faci plăcut revenind după publicitate. Am revenit să vorbim acum și despre nativi vărsători, pentru că pentru vărsători există foarte mult energetic declanșat de acest Pluto care se găsește pe cuspida cu semnul lor. Vorbim despre forța cu care de câte ori soarele tranzitează semnul scorpionului, sigur că da, se întâmplă tot felul de lucruri, tot felul de situații. Vom vedea mulți nativi vărsător care uh, încep să înțeleagă, de exemplu, anumite lucruri sau să se raporteze la anumite lucruri care nu mai uh, sunt așa cum trebuie. Acest soare în scorpion undeva agresează natura uraniană, el este și opus cu uranus, deci s-ar putea să existe un mic conflict, o mică agresiune în viața celor care se știu cu multe planete în vărsător sau pe casa vărsătorului. Ca atare, este o atenționare să fie puțin mai atent, să fie puțin în gardă, să analizeze toate situațiile care oricum au un grad de imprevizibil, pentru că dacă, spre exemplu, un nativ vărsător este într-o structură pe care o știe foarte bine din punct de vedere energetic, este puțin probabil să apară chiar acum ceva care să o destabilizeze. Dar dacă, de exemplu, sunteți, nu știu, într-o ecuație în care lucrurile oricum sunt instabile și sunt tot felul de situații care, de-a lungul timpului, au arătat că acolo este ceva fluctuant, acum s-ar putea să devină și mai fluctuant. Ca atare, cu cât suntem mai precauți și mai prudenți, cu atât există un risc mult mai mic de a uh, se întâmpla ceva. Uh, pentru toată lumea acum este un fel de urmează avertismente care de care mai cu sute albă, să spunem așa, avertismente care vin să ne scoată puțin din zona noastră de confort, pentru că noi trebuie să ne găsim echilibrul în să căutăm cu disperare, aș spune, cu ardoare, acea zonă care ne echilibrează. Dacă vezi că te destabilizează flagrant un anumit domeniu și tot se repete, și se repete, și se repete, și tu devii din ce în ce mai destabilizat, mai agresat, mai tensionat, mai tulburat, mai supărat, este clar că tu trebuie să ieși din zona respectivă urgent și să te duci pe zona care nu se poate să nu găsim un domeniu în care să nu ne tensioneze nimic. Pentru că, de exemplu, pot fi nativ vărsător sau cu tipar de vărsător, de deci, încă o dată, cei care vă știți cu multe planete în vărsător sau în casa 11 sau cu un uranus puternic în temă pe ascendent sau conjunct cu soarele, și poate apăra o zonă în care lucrurile merg din rău în mai rău. Adică, nu știu, să spunem în spațiul prietenilor, rupturi, plecări subite ale oamenilor dragi și așa mai departe. Atunci, dacă vedeți că în zona aceea lucrurile devin din ce în ce mai ciudate, este clar că trebuie să nu vă lăsați um, copleșiți. Nu, nu găseam cuvântul, să nu vă lăsați copleșiți de ceea ce se întâmplă acolo și urgent, repet, să găsim o zonă, o supapă, să spunem așa, sau zona aceea în care să trage o gură de oxigen. Trebuie să existe un domeniu, trebuie să existe ceva unde lucrurile nu sunt uh, uh, atât de uh, dure. Trebuie să găsim o zonă în care să ne încărcăm bateriile, trebuie să găsim ceva care să ne umple sufletul de bucurie. Deci, ca atare, sfatul meu pentru nativii vărsători este următorul. Găsiți urgent ceva de făcut sau găsiți imediat zona care vă aduce bucurie, chiar dacă pe anul, pe un anumit palier există uh, un soi de repetiție destul de neobișnuită și destul de neplăcută, practic sunteți agresați în mod constant într-o anumit, într anumită zonă. Ieșiți din zona respectivă, este clar, acolo e un pattern. Bucurile nu sunt chiar cum trebuie sau cum vă doriți. Este important, doamna doctor, să observăm care sunt acele zone în care suntem încercați în perioade de timp și să încercăm să nu ne mai concentrăm pe ele? Da, e normal și până la urmă putem să decelăm, să știm ce ne face rău. Adică, practic, dacă noi avem niște factori externi pe care nu îi putem schimba, atunci sunt puterea noastră să ne schimbăm noi, adică să plecăm din mediul respectiv. În general, vărsătorii sunt zen, adică nu cred că se lasă prea mult încercuiți de lucruri care nu le sunt benefice și iau decizia la timp. Am încredere în vărsători. Revenim după publicitate. Am revenit să vedem acum pentru nativii pești. Aici există ceva destul de puternic zilele următoare. În continuare, structura lui Soarelui în semnul Scorpionului ajută extraordinar de mult. Potențial financiar, potențial profesional. Peștii pot să obțină avantaje destul de mari săptămâna următoare dacă vor ști să-și canalizeze energia corectă. Adică duceți-vă doar în zonele în care cunoașteți foarte, foarte bine structura respectivă. Adică dacă, spre exemplu, te știi talentat într-o zonă sau știi că ai muncit foarte mult sau știi că ești apreciat, poți să susții zona respectivă, mergi până în pânzele albe, cum se spune. Dacă în schimb știi că nu e chiar punctul tău foarte, poate n-ar strica să te orientezi către acele zone în care tu știi că ai cea mai mare stabilitate. Deci pentru pești contează foarte mult să se orienteze în perioada următoare spre zona care, de exemplu, forța vine din partea, din partea zonei scorpionului, din partea plutoniană. Deci, toți cei care se știu cu tipar de pește, cu multe planete în pește sau în casa a 12, -a, sau cu un Neptun puternic în temă, este bine să înțeleagă faptul că acum trebuie să se asocieze doar cu anumite persoane, doar cu persoane care, pe undeva, au ceva din familia lor de suflete, adică fac parte din familia lor de suflete. Oameni care iubesc cu adevărat, care au un grad de sinceritate față de ei, au un fair play, au o anumită onestitate. Pentru că tot ce este puțin advers din punct de vedere al structurii sufletești, îi va agresa. Și astfel vom vedea foarte mulți nativi cu tipar de pește care uh, se vor îndepărta de acele persoane pe care nu le mai simt apropiate ca și structură sufletească. Pot părea chiar foarte duri. Pot apărea tot felul de manifestări destul de agresive, adică s-ar să nu-și mai dorească să se întâlnească sau să vadă sau să uh, meargă într-o relaționare cu cei pe care îi suspectează de lipsă de onestitate sau de uh, disimulare. Este important, doamna doctor, să știi când să te retragi, când să te extragi dintr-o situație care nu-ți mai este favorabilă? Foarte important, pentru că în momentul respectiv tu ai un echilibru. Uh, dacă continui într-o zonă în care sunt nisipuri mișcătoare, non-stop tu ești agresat sau la nivel de subconștient până la urmă, că nu vine cineva să te tragă de mână, că să-ți facă neapărat un rău. Dar atunci când ești mereu într-o expectativă armată, tu ești non-stop în gardă, cum s-ar spune, și te consumă foarte mult. Deci consumi energie pentru ceea ce nu e cazul. E bine să tranșezi problema și să fii sincer să spui da, nu merită să fac asta mai departe sau, dacă tu consider și alegi asta, consumând mai mult decât e cazul, trebuie să fii conștient că la un moment dat energia asta pe care o consumi inutil te va costa. Adică vei avea un cost al tău în organismul tău. Deci trebuie să ne asumăm ceea ce hotărâm, ceea ce decidem. Într-o relație cu partenerul, cu, eu știu, colegii, la o relație la serviciu și în tot felul de alte ipostaze în, în viața de zi cu zi. Contează foarte mult, de exemplu, pentru pești, este foarte important să înțeleagă faptul că atunci când o planetă schimbă semnul, semnificativ cum schimbă acum Pluto semnul și intră pe casa 12-a, deci această cuspidă atrage atenția asupra schimbării modului de a privi, mai ales experiențele care contează pentru ei. Deci pentru pești este o perioadă în care ideal ar fi să ținem un jurnal spiritual, să se țină un jurnal spiritual, adică să își noteze toate acele experiențe de viață care contează, toate acele interacțiuni cu persoane care reprezintă ceva pentru ei. Pentru că acest uh, pelerinaj, să spunem așa, lui Pluto pe casa 12-a pentru pești, uh, va veni cu foarte multe învățături, cu foarte multă înțelepciune, cu foarte multe sugestii de prietenie, să spunem așa, pe zona în care uh, ei trebuie să înțeleagă diverse tipuri de uh, învățături pe care le extrag cereri de prietenie din astral, adică le extrag din tot, toate zonele cu care ei interacționează și vibrează către el. Deci dacă, spre exemplu, un nativ pește în această perioadă are un anumit tip de experiență, fie că e plăcută sau mai puțin plăcută, trebuie să se împrietenească cu ea. Adică trebuie să înțeleagă substratul, trebuie să înțeleagă componenta, trebuie să înțeleagă conotația. Nu este nu este bine să treacă cu vederea lucruri care nici care îi agresează, nici care nu îi agresează. Deci, pe undeva, perioada este plină de învățături pentru nativii pești. Este plină de lucruri care se pot schimba peste noapte, dar nu într-un sens rău. Și dacă înțeleg, cu cât înțeleg mai repede ceea ce se vrea de la ei, cu atât lucrurile vor fi în favoarea lor și chiar Universul va veni cu tot felul de bonusuri și surprize plăcute. am mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc. Ne revedem cu mare drag. Ne revedem și sâmbata următoare. La revedere!